Astăzi la Multidufan te așteaptă adevărată confruntarea mâncării obișnuite cu cea de ciocolată. Să vedem cărora dintre eroii noștri le va zâmbi norocul și vor primi ciocolata. Rămâi cu noi! Oare ce ne așteaptă sub capac? Hai să aflăm mai rapid! Incredibil! Ce minunăție! Un micuț iepuraș de ciocolată! Grozav! E așa frumos! Și probabil așa de gustos! Numai decât vom afla! Dar chiar că e frumos! Și eu aș vrea să-l gust! Doar nu te las! E iepurașul meu! Așa că-l voi mânca singur! Poate totuși, dar măcar să mușc! Awesome! Măcar o dată! Nu, lasă-mă! Ador ciocolata, de aceea vreau să o mănânc singur! Delicios! Aș deveni chiar eu un iepuraș de ciocolată! Nici să nu încerci! Nu semeni deloc un iepuraș de ciocolată! Semeni cu zec îmbăiat în ciocolată! Deși după culoare, ai putea zice că e altceva, nu doar ciocolată! Nu e haios? În fine! Acum e timpul să văd ce mă așteaptă pe mine sub capac! Uimitor! Ce micuț și pufos e! Chiar! Te voi numi Pufosul! Acum ești iepurașul meu! Dar de ce al tău? Și eu vreau să-l mângâi! Nu, în niciun caz! Fii rar, dar nu-i nimic! Dacă Suzy nu mi-l dă pe Pufos ca să-l mângâi, atunci voi pregăti un truc! Și ce faci cu Jobenul? Imediat vei afla! Jobenul e necesar pentru trucuri cu dispariții! Ta-da! În locul iepurașului, în Joben acum sunt o grămadă de bomboane! Și chiar că-i tare, foarte haios! Acum întoarce-mi animăluțul de companie! Trucul cu apariția încă nu l-am încercat, dar să verificăm! Nu, umbrela e puțin diferită de iepure, dar nu-i nimic, continuăm căutările! Nici asta nu-i ce trebuie! Deși e o decorațiune foarte drăguță! Unde mi-e iepurașul? Întoarce-l! Ura! Bună, scumpul meu Pufos! Ce mai faci? Face foarte bine! A luat parte la cel mai tare truc! Minunat! Asta e grozav! Avem mere caramelizate! Și sunt învelite într-un strat de ciocolată! Cât de delicios! Yes! Niciodată nu-i prea multă ciocolată, așa că de ce să nu le scufund într-un al doilea strat? Wow! Ce apetisant arată! Acum pot gusta deliciosul ăsta? Minunat! Delicios! Wow! Dar ce se mișcă acolo? E un vierme! Du-te, pleacă, la o parte! Ce ai făcut? De ce l-arunci? Acum scârboșenia asta locuiește în capul meu! Oribil! Nu te îngrijora, nu-i nimic acolo! Da? Atunci mă pot ocupa de gustarea mea! Suzy, ai dreptate! Nu-i niciodată prea multă ciocolată! Okay. Urați-mi poftă bună! Iac, ce scârbos! Ăsta nu-i măr, e ceapă! Da, duhoarea se simte până aici! E îngrozitor! Urăsc ceapa! E așa iute și grețoasă și mirositoare! Dacă ai vedea ce ai pe față... Ce e acolo? Aaa! Ce coșmar! Acum sunt înfiorătoare! Da, uite ce face ceapa din om! Când vine următorul desert? Vreau bunătăți! Vine numai decât, nu te mai plânge! Wow! O minge de baschet de ciocolată! Asta e cu adevărat grozav!
iar eu am o minge adevărată, pentru că sunt sportivă, puternică și foarte pricepută. Trebuie să joc basket mai des. Și chiar asta voi face acum. Urează-mi noroc! Da, bravo! Haide! Vai! Oh, nu! Ce-am făcut? Oh, no! Deși cred că e spre binele meu, acum pot înfuleca mingea asta imensă de ciocolată! Nu! Stai! Nu poți! Ce crezi că faci? Se va sparge! Come on! Da! Tare! Am reușit! Suntem cei mai tari! Adevărați basketbaliști! Da! Stop! Tu voiai să muști mingea! Vino aici! Se pare că e timpul să iau la fugă! Ups! Zec, scuze, dar se pare că ți-am spart mingea! Dar acum poți pune în cunoștință de cauză că e delicioasă! Cum ai putut? Nici nu m-am jucat, nici nu am mâncat! Nu-i cinstit! Oare ce să fie sub capac? Vreau să aflu mai întâi ce așteaptă pe Suzy! Bave să nu! Vom ridica împreună! Se pare că am un porcușor! O pușculiță! Da? Și eu! Dar sunt foarte asemănătoare! Cum vom afla care dintre ele e de ciocolată? Încă nu m-am gândit, dar trebuie să o facem cumva! Exact! Cred că ne va ajuta un ciocan! Vom sparge pușculițele! Uimitor! În pușculița mea sunt monede adevărate! Și una mea! Dar nu sunt adevărate! Sunt de ciocolată! Ceea ce mă mulțumește pe deplin! Totuși, eu am primit desertul! Da? Deci eu nu pot mânca nimic delicios? Uite câte monede am! Crezi că sunt multe? Eu am mai multe! Ura! Ura! Am câștigat! Eu am mai multe! Ha-ha! Și acum ce? Măcar pe ale mele le pot mânca! Uf, și eu îmi doresc ceva dulce! Deși de ce mă întristez? Am primit banii! Înseamnă că îmi pot cumpăra câte bunătățuri vreau! De exemplu, o grămadă de bomboane! Uite, așa mai zic și eu! Ca un om mare mi-am cumpărat singură bomboanele și acum le pot mânca! Tare! Dar mie-mi place și ciocolata gratuită! Da? Atunci uite ce balon pot face! Cum e? Ești invidios? Sigur n-ai văzut balon așa de mare? Iar acum toată guma va fi pe fața lui Zack. Ce-ai făcut? Acum împreună cu guma mi se desprind și sprâncenele! Ce să mă fac? Vai, eu doar voiam să gust puțină ciocolată! Mâncare de ciocolată. Deci, Ces, hai să aflăm ce ne așteaptă. Uite, e o pisică! Și nu orice pisică, dar pare că e de ciocolată. Da, am avut dreptate. E o pisică de ciocolată. Grozav! Chiar că ai noroc. Oare pe mine ce mă așteaptă? Nemaipomenit, ce minunăție! Îl voi numi Micuțul. Ce drăgălășenie!
Dă-l încoavreau și o să-l mângâi. Poftim, tu ai pisoiul tău. Bine, fie, mă mulțumesc cu pisoiul de ciocolată. Și micuțul vrea să mănânce. Cred că nu va refuza puțin lapte. Doar priviți-l, ce minunăție! Un drăgălaș! Cred că am o idee. Știu ce voi face cu laptele. Dacă micuțul tău a băut deja, atunci e rândul pisoiului meu. Cred că nu va refuza. Iar eu nu voi refuza ciocolata cu lapte. O ador! Ce tare! Tu ai un pisoiaș drăguț, iar eu unul gustos. Foarte corect! Din ciocolata rămasă pot bea laptele. Uite ce grozav! Cât de grozav! Și laptele s-a amestecat cu ciocolata și ciocolata cu laptele. Combinația perfectă! Și eu vreau ceva gustos! Și cred că am o idee! Uitați, micuțul meu e acum un prinț! Ba nu, un rege! Tare! De fapt, nu. Și bunătățile unde-s? Să aflăm mai repede ce dulciuri ne așteaptă. Oh, nu! Nu-i grozav deloc! Absolut deloc, ardei! Da, iar tu vei mânca prima. Oh, no! Și asta de ce? Tu prima. Nu tu. Gata, ajunge. Începe. Nu înțeleg, de ce eu? Sper să nu fie așa de iuț cum arată. Ce bun e! E ciocolată! Nu iute deloc! Ce mai noroc! Uimitor, chiar că e grozav! Și încă cum! Vreau să-i mănânc pe toți! Și asta la viteză maximă! Sunt impresionată! N-am mai mâncat ceva atât de bun de mult! Grozav! Te invidiez! Ce noroc ai! Mersi! Iar tu... nu prea! Da, eu n-am noroc! Nu prea cred că stau de ciocolată! Mai degrabă adevărați. Dar speranța moare ultima. Nu e așa rău cum așteptam. Poate că nu-s deloc iuți. Ce? Oh, cum așa? Deloc iuți? Ce? E oribil! Ți-am zis eu că sunt iuți. Ajutor! Nu mai pot! Ai nevoie de lichide. Ca de exemplu... Mai repede! Am nevoie de orice fel de lichide! Chiar orice fel? Nu prea cred că-ți va plăcea sosul iute. Ce? Cine? Vai! Cred că deja te așteaptă cineva pe orbită. Ai grijă! Uimitor! Sunt în cosmos! Și cred că... voi pica! Doar nu pe mine! Nu pe mine! Scuze! Ochii se în altă parte, dar... nu-i nimic, eu sunt de vină. Sorry! Nu, eu ridic prima! Ce să fac cu un singur pantof? Pentru ce îmi trebuie așa ceva? Poate e comestibil? Ia, nu, nici pe departe! Delicios? Piele naturală! Oare eu ce am? Uimitor! Eu am cel mai mare noroc! Am un pantof mai frumos, ba chiar și mai gustos! Și ce? Nimic! Doar că eu îl pot mânca.
Dacă e așa de bun, poate îmi dai și mie să gust? Măcar o bombonică. Nu. Măcar tocul. Nu. Măcar să ling. Te rog. Nu. A, deci așa? Atunci ia ți-a de-o de la pantoful tău. Nu, de ce? Era așa de gustos. Nu trebuia să te zgârcești. Opa, chiar am rămas cu o bucățică de ciocolată. Tare. Chiar că era gustos. De ce ai făcut asta? Oare ce avem sub capac de data asta? Vezi și tu asta? Sunt iPhone-uri! Noi! Ce grozav! Da, de acord! De când îmi doream un iPhone nou? Și în sfârșit am primit unul! Ciudat! Dar de ce nu merge nimic? Și de ce sunt murdară pumaro? What's this? Ce-i asta? E ciocolată! Acum eu deschid! Și eu sunt curioasă! Wow, incredibil! Exact, incredibil! De-abia aștept să-mi fac câteva selfie-uri! Și eu vreau! N-am nevoie de tine în cadru! A, deci așa? Atunci am să-ți arăt eu ție! Asta sigur te va speria! Bo! Cine ești? Doar nu mă mânca! Se pare că am mers! De ce ai făcut asta? S-a spart iPhone-ul, dar din cauza ta! Ca să știi să nu te mai zgârcești cu prietenii! Știi ce? Mi-a venit o idee grozavă! Eu îți dau iPhone-ul și tu îmi dai ciocolata! Ok! Păi, bine fie! De acord! Ce bine că nu știe că e stricat! Să vedem ce mai ai iPhone! Ce? De ce e spart? N-am idei, eu doar mănânc ciocolata! Ciocolata mea! Dă-mi-o înapoi! What? Aproape ai mâncat-o pe toată! Cum nu ți-e rușine? Poate cablul ăsta de ciocolată mă va ajuta să refac totul! Trebuie doar să-l conectez la sursă! Oare ce se poate întâmpla? Incredibil! E din nou întreg! Cât de tare! Îl pot mânca de la început! Încărcător magic! Pot să nu mai bat capul pentru starea lui! Mereu se va reface! Ce tare! Asta e mulțumită cablului! Oare unde duce? Se pare că e un încărcător de ciocolată. Exact ca iPhone-ul! Deci la fel de gustos! Vai, aproape că l-am terminat! E timpul să-l încarc! Ciudat! De ce nu se reface? Nu-mi place asta! Poate s-a întâmplat ceva cu cablul? N-am nicio idee! Ți-am mâncat cablul! Și blocul de încărcare! A fost delicios! L-ai mâncat, iar acum iPhone-ul nu-și mai revine! Ce delicios era! Să-l mănânc la nesfârșit! Sper să fie ceva gustos! Păi hai să vedem! Sunt ochi! Stai, calmează-te! Mai întâi să vedem din ce sunt! Nu-i nimic de speriat! Sunt comestibili! Serios? Incredibil! Iar al meu e de ciocolată! Grozav, nu se putea mai bine! Și eu aș vrea ciocolată!
atât de multe și e toată doar a mea. Tare! Sunt în transă. Poate-mi dai și mie să gust. Nu, mănâncă-l pe al tău. Exact, și al meu e delicios. Ador ochii de jeleu. Dar aș vrea să gust și din ciocolată. Cred că știu cum să fac să pun mâna pe el. Există o cale. Gata! Acum toată ciocolata e a mea. Avea dreptate. Chiar că e delicios. Jess, bună! Eu? N-ai nimic de mărturisit? Uite că eu am niște întrebări pentru tine. De ce mănânci ciocolata? Ce lovitură bună! M-am scăpat și de Jess, mi-am recuperat și ciocolata. Bravo mie! A fost grozav! Cred că tuturor v-a plăcut să priviți confruntarea dintre ciocolată și mâncare adevărată. Mereu e foarte haios. Mai multe provocări grozave doar la Multidufan. Pe curând!